Așa. Ștefania, hai să vedem aici cum se termină și noi problema. Așa, deci, 1500. 1500, da? 500. Aici 1500 centimetri, da? Da. Și după am făcut 1500 părți la 4 și mi-a dat 375. 375 centimetri, bun. Și acum cu 375 trebuie să... Ca să aflăm... 375 cine este? Cine este 375? Lungimea. Adică asta mare? Nu, aia mică. Așa, lățimea. Lățimea e egal cu 375 centimetri, da? Da. Și acum... Lungimea, el mare, va fi egal cu... Trebuie să facem 375 plus 20. 2? Nu, 40. Nu, păi de ce 40? Plus 20. La 20 sau nu, 200? 200, așa. 200 când ne ducem în aceeași unitate de măsură, nu? Da, în și centimetri. Ne dă 575. Deci 375 plus 200 face 575 575 centimetri. Și în momentul de față am făcut problema. Hai să vedem dacă probează. Pentru perimetru ce trebuie să facem? 575 minus... Nu, ca să vedem perimetru, adică ca să vedem tot. 575. Câte sunt de 575? Câte dimensiuni sunt? Două. Deci de două ori 575. Da. Deci perimetrul va fi egal cu de două ori 575 plus... Plus 375 ori 2. Plus de două ori, da, de două ori 375. Hai să facem calculul ăsta, să vedem, trebuie să ajungi la 1900. 2 ori 50, 0 scriem, 1 reținem. Da. 2 ori 7, 14 și cu 1, 15. Corect. 2 ori 50 și cu 1... 11. 11. 2 ori 2. 2 ori... Ai zis bine, 11. S-a terminat, da? Așa, da. Eu am greșit să... 2 ori 50, 0 scriem, 1 ori 14 și cu 1, 15. Da. 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Și calcul. 0. 0 la unități. La 10. 10. 0 și 1 le ținem. 8, nu, 9. 9 va fi. Și 1. 1 la mii. 1900. 1900 centimetri, este perfect problema rezolvată, da? Hai să mai faci tu încă unul. Încă o problemă în genul ăsta. Acum o faci sigur, sigur că e descoperiți meșteșugul. Deci, spune așa, că perimetrul unui dreptunghi este 21 de metri. Deci modificăm perimetrul unui dreptunghi P egal cu P egal cu 21 metri. Da? 21 metri. Lungimea este cât lățimea, dar plus 3 metri. Mai mare cu 3 metri decât lățimea. Să se afle dimensiunile. Da? Deci lungime. Vrei să faci ca la tablă? Da. Foarte bine. Înseamnă că ai prins bine problema asta. Ia să vedem. Te rog. Lățimele sunt egale, nu? Așa. Da, cum ai spus. Așa. Și acum facem 21. Da, deci din 21 din tot perimetrul scădem. Minus 3.
și ne dă 18. Bun, dar 18, 3 trebuie să scădem? Ia uite de tu. Nu, 4. De ce 4? Nu, 6. Așa, așa, atenție. Deci scădem 6, sigur că da. Și o să ne dea 15. Da, 15. Mai și da? Acum, 15 metri împărțim la 6. De ce la 6? Pentru că 3 și cu 3 metri face... Le-am scăzut, le-am dat pe cel deoparte. A, nu, împărțim la 4. Sigur că da, la 4, că avem cele 4 segmente. 15 împărțim la 4. Așa. 4 în 15 merge de 3 ori. Da. 3 ori 4, 12. Și nu merge. 3 și... Deci, mai întâi, 2 din 5, 3, nimic, de acord. Și nu merge. Trebuie să mai coborăm cu un submultiplu. La un submultiplu ne ducem, sigur că, dar reluăm complet problema. Și acum zicem, 21 de metri. Deci 21 de metri egal în decimetri. Nu? Primul submultiplu după metri, decimetri. 210 decimetri. Bun. Acum, facem 210. 210. Minus 6. Mai bine minus 6. Aici minus... sunt decimetri, aici sunt metri. 30. 60, sigur că da. Ca să ne zicem și acolo, dar aceeași unitate. Deci 60. De 30 și 30 ce? 30 și 30 decimetri. Da? Da? Sunt 30 decimetri și după aceea 30 decimetri. Așa. Și acum... minus 60, dă 150. 150? Hai te rog la problemă. A, asta? Sigur că da. Deci să ce spun încă o dată. A, da, nu deci, știu să fac. Pleacă de aici, la școală. A, aia, nu știu. Da? Cum trebuie să o faci? O pătrime merge singur. Da. Din distanță. Se întâlnește cu un prieten. Și merg din rest, trei pătrini. Deci trei pătrini din rest. Foarte tare problema. Trei pătrini din rest. Nu merge, nici nici acum nu merge. Nu, no, te te înfurii chestia asta. Pentru că trebuie, eu mi-am dat seama din prima dată. Dar să vedem aici. Da, 4 în 30, de 7 ore. Da, 7 ore. 4, 28. Da. Lasă-l asta. Așa, da. Da, 28. Și rămâne restul 2, ca să fii da. Motivat foarte tare. Și deci ești nevoită să... 2. Da. Și acum... Știam din prima că trebuie să mergem la centimetri. La un submultiplu, da, și mai în jos, da? La un centimetru să mergem și o să zicem aici 2100 centimetri, da? Da. Aici, la scădere, scădem ce? 2100 minus 600. Deci fac 600... 300 centimetri. Centimetri, corect. Centimetri. Și acum? Acum facem... 1500 va fi acolo, nu? La restul ăsta. La 4 egal cu 375. Deci va fi 375 cine? Una din cele... adică partea asta. Asta da. Înseamnă lățimea, da? Lățimea, așa. Egal cu lățimea, da. Și acum trebuie să facem 375. Pentru a fa lungimea. 375 plus 300. Plus 300, sigur că da. Egal cu 675. 675 înseamnă... lățimea, da? Lățimea. Lungimea, pardon. Lungimea 375. 675. Acum, deci, L mic egal cu
am găsit împreună 375 și el mare mi-a dat 675. Verifică dacă perimetrul este corect. Acum perimetrul este egal cu câte lungimi de asta? Două. Deci de două ori. Doi ori el mare. 375. De două ori el mic, este deocamdată, plus de două ori. Doi ori 775. Și egal mai departe, să vedem cât ne dă. Se tot să obținem, perimetrul va fi egal cu... 2 ori 5, 10. De la scriem 1, reținem. 2 ori 7, 14 și 1, 5. 2 ori 3, 6 și 1, 7. Corect. Plus? 2 ori 5, 10. De la scriem 1. 2 ori 7, 14 și 1, 5. 2 ori 6, 12 și cu 1, 13. Așa. Și acum... Zero. Da, la unită zero. Șapte și cu de zero. Ia să vedem. Și doi. Zero, dar mai avem unu. A. Că ai zis cinci. A. Cinci cu cinci, zece, da? Da. Și unul reținut. A, da. Treci cu șapte face zece și unu, 11. Da. 11. Da, 11. Nu, păi 1 și cu 1 ăsta de aici fac 2. A. Da, hai să mai luăm o dată ca să am pierdut pe firul, da? 0 și cu 0, 0. 5 cu 5, 10. Și 1 reține. 1 reține, atenție. 7 și cu 3, 10. Și cu 1? 2. Deci 7 și cu 3, 10 și cu 1, 11. 1 îl scriu și 1 reține. Și cu 1? 1 de aici face 2. 2. Așa. Deci 2100... 2100 centimetri. Asta a fost dată, nu? 2100 centimetri. Da. Spuneați că eu scriu urât. Ăsta este 0. Da. Da, s-a înțelat. Da. Dar ea... L-am făcut eu acum ca să... Da. Da? Centimetri. Te-a sancționat că ai pus 0 acela îngrămăit acolo. Da. Și tu când scrii, compari și tot scrii să dau cu... Așa. Al tău, în general, doar și de la un 0 eu. Dar tu... Da, e tremurat. Păi, problema mea acolo, ce faci tu? Nu mi iese. Hai că tu ești cel mai tare din la matematică, așa ai spus. Că cel mai puternic. Cel mai șmecher. Nu, că scrie în acea colegiță lui Stefi, că cine rezolvă problemele astea e bună matematică. Și asta. Da, dar și acum? Ți-am pus la o probă? Foarte tare. Să văd cum te descurci. Hai că problema poate fi făcută. Da? Poate fi făcută de tine. Stefi, ia să vedem. Stefi, noi mai facem problema aceea care am dat-o și lui cu trapezul. Deci să dăm un trapez isoscel. Ce înseamnă un trapez isoscel? Are două laturi. Două laturi, astea două paralele. Asta și cu asta de desubt, da? Da. Da? Deci asta și cu asta sunt paralele. Oricât le-ar prelungi, nu se întâlnesc niciodată. Și celelalte două laturi, astea neparalele, se întâlnesc. Da? De-aia e neparalele. Dar sunt și egale. Deci un trapez este patrulaterul, care are două laturi paralele și alte două neparalele. Dacă astea sunt și egale, astea două neparalele sunt egale, se cheamă trapez. Trapez isoscel. Mă, uite-mă la problema ta, mă. Da, acolo uităm. Tu poate să nu o faci. Eu nu, în locul tău n-aș pleca acasă până când nu fac această problemă, să ne înțelegem. Tu trebuie să o faci, asta e sigur. Și, Ștefania, hai să te rog să urmărim aici. Deci avem problema așa asta. În care perimetrul, adică toate laturile adunate, nu? Toate laturile adunate, este dat, este cunoscut perimetru de 72 metri. Perimetru, desenează și tu figura, trapezul isoscel, și perimetru 72 de metri.
cât am mers, care este distanța de la casă la școală, este de 1025. 1025 de metri, da? Da. Nu știu cum. Nu știu. Ba da. Stai, a vrut și răspunsul la întâmplare. Din 10 metri am văzut 5 metri ca să fie o pătrime și... Băi, nu vom la co... Trebuie făcut 4 ori 205. Nu. Aia, eu atent așa ca să meargă raționamentul, să curgă. Deci nu îți permis să dai niște răspunsuri, că te pun la probă, să vedem dacă așa se întâmplă și verificăm. Și dacă nu verificăm, înseamnă că raționamentul e prost. Da? Deci revine asupra problemei. Da, Ștefania, asta se cheamă baza mare și asta se cheamă baza mică. O să zicem baza mare cu mă mare și baza mică cu mă mică. Da, așa notăm, baza mare și baza mică. Și astea două îl notăm cu L și L. Ei, se știe că baza mare, B mare, B mare, este cât baza mică plus 7 metri. Iar baza mică, nu baza mică, L, este cu 2 față de baza, baza mică plus 2 metri. Să se afle, baza mare egal cu cât? Baza mică egal cu cine? Și el egal cu cine? Asta ar fi întrebări. Să afle baza mare, baza mică și latura neparalelă. Ia, gândește tu singură și când mă discutăm împreună, da? Așa. Hai mai șmechere, Dicii. Spune-mi tu aici, cum gândi problema asta? Deci, el merge o pătrime, da? Cât îi mai rămâne? Hai să facem din nou desenul. Mai rămână 3 pătrime. Deci, merge o pătrime. Și deci, mai rămân 3 pătrime. Așa. Deci, pe aici undeva. Și mai merge o pătrime. Singur. Și mai rămân 3 pătrime. Deci, o pătrime. Și mai rămân 3 pătrime. Acum, din trei pătrime acestea, a? Deci trei pătrime mai rămân, da? Una, două, trei. Merge trei pătrimi din acestea. Da, le merge toate. Nu, trei pătrimi din ea, din ea. Hai mă, ce tare problemă. Sunt mai trei acolo. Păi sunt trei. Dar ea merge trei pătrimi din asta. N-avem cum. Pentru că acolo sunt numai trei segmente și n-ai cum să iei. Păi ar trebui să strigăm împărțirea asta. Să împărțim în patru. Ăsta e restul. Să împărțim în patru și luăm trei din ele. Sau mai putem face altfel. Mai putem face altfel. Ia să vedem cum. Schimbăm problema. Nu schimbăm nicio problemă. Ei, ți-am zis că te felicit, te scoți la tablă. Fac tot ce trebuie pentru tine, dar că faci problema asta. N-a spus asta. O spun acum. Deci, te scoți la tablă, te felicit. Îți promit că la anul voi povesti multora că tu ai făcut problema asta. O povestesc acum, indirect.
foarte tare problema. Să vedem cât înseamnă trei pătrimi din toată povestea asta. Aici nu-i bine să spun că se întoarce 10 metri. Spune că se întoarce înapoi. O pătrime. O optime. Da? O hâlată. O optime din... Deci o optime se întoarce din distanța toată înapoi. Și până când se uită, mai avem 200 de metri. Dar de ce se întoarce o optimă acasă? Ca să ducă un bătrân. A întâlnit un bătrân, da? Neputincios. Și atunci, ei amândoi l-au luat, l-au sprijinit. Așa l-au sprijinit și îl duc o optimă înapoi. Și când se uită, mai avem 200 de metri până acolo. Nu e mult. Nu e mult. Înseamnă 2 hectometri. Da. Fii atent. Facem problema asta, o facem sigur. Stefania, cum zicem aici? Prea complicat. E complicat asta? Nu, e ușor. Uite, Stefania, facem împreună. Știi că o facem. Uite, baza mare e cea mai mare, da? Am desenat. Care perimetru? 17? El este cu 2 mai mult. Deci, baza mică, baza mică e atât, că area în plus, asta e bm mic, da? Baza mică, bm mic, și aici bm mare. Cât are în plus baza mare? Uite cât spune, 7 metri. Da, la mine sunt 20 de metri. 7 metri, da? Nu am făcut alte dimensiuni. Ah. Deci 7 metri. Da. Unde? Mariță în gura ta. Vezi că o fost în gura de asta. Ce? Ce? Prima lecție nu mai poate să rămâne. Hai. Da, o problemă. Ok, obrez.